Salutare tuturor, sunt Ștefan. Iar astăzi facem review la Dacia Logi. Este faceliftul, ultimul model, 2017, mașina în cauză. Cam așa arată ea la exterior, versiunea albă. I-am dat jos numerele pentru că da. Hai să vă arăt prima și prima dată, ce e mai important, cheia. O cheie nouă de la Dacia, o cheie interesantă, cu două butoane închis-deschis. Cam asta ar fi, nu se pliază, nimic interesant. Să vorbim despre partea din față. Botul, ce seamănă foarte mult cu cel al dockerului, doar că este mai mare. Avem niște faruri imense, cu lumini de parcare și de zi frumos acolo. O grilă nouă la modelul ăsta. O grilă ce nu este doar dreaptă, are faguri ăștia. Sigla nouă cromată. În față avem un difuzor destul de agresiv, ca pe modelele noi de Dacia. Proiectoare de ceață, cu nimic înglobat interesant în ele. În partea asta mai avem un căpăcel, în spatele căruia se află tow hook-ul, unde băgați cârligul. Tot cum se bine vede, e destul de imensă și parbrizul la fel de mare. O chestie interesantă, vino mai aproape. Avem ștergătoare, unul mic și unul mare, pentru că parbrizul la fel e destul de imens. Ghiuze pe capotă, nu aici sub capotă, dat cu perdeluță. Antena e aceeași antenă de la Dacia Logan 2005 încoace. Interii destul de babane. Lumini de semnal pe lateral. Îmi place și faptul că avem elementele astea precum bara în culoarea mașinii, chiar dacă echiparea asta e printre cele mai ieftine, dar are destul de multe dotări pe care o să le vedem la interior. Faptul că mai avem capace. Dacă trec pe lateral, vedem tanșine, dar mai bine le vedem pe partea cealaltă. Pe laterala asta, care e laterala cea mai mare a mașinii, pe partea altă sunt și boscheții, bineînțeles, cum ziceam, oglinzile imense, semnal pe aripă, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Ușile, la fel, foarte spate imense, cu niște bandouri protectoare aici, mânere în culoarea mașinii, doar că sunt niște mânere mai late. Șinele astea, la fel, sapene aici, sus. Garda la sola mașinii, după cum se vede, e destul de mare. Iar aici în spate mai avem un geam cu spode, pe care o să-l deschidem de pe partea cealaltă. În rest, după cum bine vedeți, e un design destul de simplu al lateralei mașinii. Chiedere, ia să vedem dacă sunt duble la ușă. Nu, bineînțeles, chiedere normale. La restul de ușă vedem după, aici în partea din spate, unde avem un capac portbagaj imens, de jos până sus nu avem uși laterale. Mașina asta are și niște senzori de parcare, dar sunt aftermarket. Butonul ăsta clasic, scris Logi frumos aici în spate. Ștergător, la fel a treia lampă, nimic wow. De design pot să zic că mi se pare interesante lămpile astea și o fac și mai lată decât e. Pentru că mașina asta e destul de lată pentru cât de mic e șasiul, să spun așa. La fel în spate, spațiu imens. Mașină, ochi de pisică. Și hai să deschidem portbagajul. Avem în partea centrală un loc de unde putem să-l agățăm. Un lucru drăguț, la numărul de matriculare avem două becuri, nu un singur bec. Portbagajul, care e destul de... Portbagajul e încăpător. Pot să stau cu totul, eu am 1.85, pot să stau sub capacul ăsta. Cum ziceam, pot să stau sub capacul ăsta, nu mă plouă. Pot să stau aici pe margine la un picnic. După cum bine vedeți, în portbagaj avem 3 rânduri de scaune. Deci aceasta este a treia banchetă, încă două locuri în plus, pe care putem la fel să o rabatăm, să avem un portbagaj mai mare. Sau putem chiar să o desfacem de acolo, să avem un portbagaj absolut imens pentru tot ce ai nevoie. Deci uite cât de mare e portbagajul ăsta. Aici, încă o centură pentru cei din spate. E una aici și încă două aici. Hai să ieșim. În portbagaj mai avem două cup holdere, stânga-dreapta. Avem și aici leciul ăsta, de unde putem deschide geamul cu stode, să intre mai mult aer pentru cei din spate. Un lucru drăguț, au și mânere în ambele părți. Încă o lumină pe plafon pentru portbagaj. În partea stângă avem aici o priză de 12V. Un mic, cum să zic, un mic de asta. Iar în partea asta
cricul. Sub morchetă mai nimic, pentru că rata de rezervă de fapt e sub mașină, o căutam degeaba. Iar aici mai avem încă două spații mici de depozitare, unde cei din spate pot să-și mai pună niște chestii. Să tragem bancheta la loc, se clipsează, iar scaunele trebuie trase înapoi individual de chestiile astea. Acum sunt fixe și au și cutiera. Hai să ne urcăm în spate și să vedem cum se stă în ea. Unde spațiu e ok, având în vedere că scaunul din față e reglat pentru mine. Am aici o tăviță, ok, până dau picioarele în tăvița asta, care pot să mănânc de la Mac. Am și un cup holder găurit, adică poate trece paharul prin el. Da, tăvița e puțin dezmembrată. Mai am aici clasic un zeltăraș. Avem covorașe originale Dacia, ziceam, o chestie mică aici. Pe ușă avem geamuri electrice spate, mânere frumoase, metalice, o boxă și un mic spațiu de depozitare. Cam tot confortul pe care poate să ți-l ofere o Dacia. În fel mai am în partea de sus o lampă, mânere și cam asta ar fi confortul din spate. Mai am aici o priză de 12V și un cup holder. Și cum bineînțeles, prinde rizo fix pe toate trei scaunele. Puteți prinde scaunul de copil pe oricare. Acum hai să ies și să trec în spate. Acum încercăm să intrăm pe rândul din spate. După cum bine vedeți din cadrul ăsta, geamul ușii din spate coboară până jos, ceea ce e un lucru foarte mișto. Chiar mișto, având în vedere că nu avem și geam custo de aici. Dau bancheta asta pe spate și cam asta e tot ce... De fapt se și ridică, să dau tefiera asta mai jos. Și se ridică destul de mult. Aici avem și o cutie cu triunghiurile reflectorizante sub bancheta. Și aul, în secunda asta am spațiu în spate, dar ia să tragem bancheta la loc peste noi. Băi, și sincer să fiu, față de alte mașini cu 7 locuri, nu glumesc, nu fac mișto, am loc și la cap și în lateral, chiar mă simt ok aici. Chiar aș putea rezista la drum lung, mai ales că văd foarte bine și, și prin parbriz. Nu am nicio tetieră în fața mea. Mai am și geamul ăsta custode, pe care, cum ziceam, îl deschid așa. Mai am un pic de aer, dar chiar nu mă simt claustrofob aici. Hai să vedem și cum cobor. Încerc să nu mai las bancheta jos, să cobor dintr-o mișcare. Au, eu mi-a rupt picioarele. Gata. Să punem și centru la loc. Da, trebuie să ridicați cu tot o banchetă, pentru că nu se iese așa din ea. Hai și pe scaunul șoferului să vedem mai bine cockpit-ul. Unde, cum ziceam, e reglat pentru mine. Am loc. Volanul e volanul nou de la Dacia, doar că nu este precum volanul mașinii mele cu chestia metalică aici. E un volan ok, doar din cauciuc, adică nu are piele, cu comenzi ale cruise control-ului plus și minus aici. El de fapt are un buton pe lateral pentru așa ceva. Resetare și oprire la cruise control-ului. Hai să ne uităm pe ușa asta, unde avem control al tuturor geamurilor, pentru că avem geamuri electrice față-spate și un buton de unde putem opri controlul geamurilor din spate pentru copii. Mai avem aici o boxă, un spațiu de depozitare în ușă, clasic. Un spațiu de depozitare și aici. Avem un buton de oprire al controlului tracțiunii. Butonul pentru reglare al oglinzilor. Un lucru drăguț că l-au scos de aici, de sub frâna de mână. Astea sunt tipice Dacia, absolut tipice. Claxon pe volan. Un lucru nou. Chestiile astea de ventilație mult mai drăguțe, așa dintr-o bucată. Interiorul pot să zic că e destul de spartan, adică avem plastic tare peste tot, absolut peste tot, dar este un plastic rezistent. Bordul portocaliu cu trei tipuri de ceasuri clasice de la modelul din 2012 încoace. Computerul ne arată kilometri, consum, cât mai avem, viteza medie, temperatura de afară, avem și termometru și ceas. Hai să trecem din unghiul ăsta ca să vedem totul mai bine. Cheia la fel se introduce aici. Clasic. Avem control al
volumului aici și puțin din meniu, când avem butoane chiar și aici. Modelul ăsta de mașină, v-am zis, nu este cel mai dotat. Avem ăsta clasic, interfața asta radio, ce nu are navigație sau brizuri de genul. Clima este manuală, nu este o versiune cu clima automată. Avem și aer condiționat, iar aici avem chestii drăguțe. Avem limitator de viteză și cruise control, mod eco și degivrarea geamurilor din spate. La fel avem cu ăsta mic de gunoi pentru țigări, mașina asta nu s-a fumat deloc. Îl punem aici. Brichetă clasică. Aici frână de mână manuală și un buton de unde oprim start stop-ul. Cam asta ar fi aici. Scaunul este reglabil pe, să vedem, pe înălțime față-spate. Volanul este reglabil doar pe înălțime, din păcate nu și pe adâncime, dar este suficient. E bine că e măcar și atâta. Schimbătorul l-ați văzut? Ați văzut chestia asta? 6 viteze, băi, pe o Dacia. Pe 1.5 de cei. 6 viteze cu clapetă aici pentru a-l băga în marșarier în partea stângă. Mai zic ceva, o Dacia cu 6 viteze. E foarte mișto la drum lung. Vă ajută să faceți economie și să nu mergeți cu motorul turat pe autostradă. Bordul mai are aici un spațiu de depozitare. Foarte drăguț. Oglinda, îmi place că nu e neagră și că au făcut-o bejulie așa gri. Mai avem o oglindă mică pentru a vedea rândul al treilea din spate, să vedem ce fac copiii. Aici avem doar un singur bec, poate pe o versiune mai dotată am fi avut mai multe. Un microfon pentru radio, parasolare absolut imense. Aici putem prinde niște acte și cu o oglindă. Și pentru șofer și pentru pasager, doar că pasagerul nu poate să-și închidă oglinda. Mâner, nu are și șoferul mâner, e ceva tipic modelelor Dacia. Șoferul nu merită mâner, șoferul se ține doar de volan. Să băgăm și cheia în contact ca să vedem mai bine tot bordul. S-a aprins și sistemul radio, ce are și Bluetooth, se poate conecta la mai multe telefoane în același timp, dar da mulți că doar de la unul. Avem un bec ce ne arată că nu avem centura pusă, pentru că avem și senzori de centură în scaune, senzori de greutate. Avem 4 airbag-uri, unul pe volan, unul aici și pe lateralul scaunelor. Iar aici mai avem un mic spațiu de depozitare, torpedoul destul de încăpător. Mai avem aici un mic hook unde putem pune niște chestii mici. Aici pe partea șoferului nu îl am. Scaune la fel pe șină, nimic interesant, nimic nou. Îmi place materialul și textura scaunelor. E destul de drăguță, mai ales pentru faceliftul ăsta. În scaunul șoferului aici a avut cândva și o cotieră, nu mai are. Dar e o cotieră rabatabilă în partea de sus, doar pentru șofer. Iar pe ușa din dreapta, la fel, un singur control pentru geamurile electrice, o boxă și cam asta ar fi. Mai avem, cum ziceam, buton de avarie și închiderea ușilor. Cam asta ar fi de spus despre interior. Hai să pornim motorul și să o conducem. Hai să plecăm la drum. Plecăm ușor. Motorul se aude puțin. Avem turbină destul de puternic și nu foarte zgomotos. I-am dat a patra. Avem 60 pe oră. Rog scuzați cadrul, dar nu avem trepied, nu avem nimic. Am fost total nepregătiți pentru acest review. Foarte mult nu o să vă povestesc despre experiența de condus, pentru că nu e nici test prea lung, n-am mers foarte mult cu ea. O să vă spun doar că îmi place direcția asistată electronic. Nu-mi place volanul, că nu este reglabil puțin și pe adâncime, sau poate că ar fi trebuit să mă dau puțin mai în spate, dar simt că vine cam prea în mine. Avem viteza a patra și turbina pleacă destul de repede. Nu ne face probleme, adică avem cuplu, chiar și la turații mici. Acum rulăm cam cu 50-60 pe oră. O frână bruscă, frânele sunt foarte bune, era să ratez o intrare. Am un senzor pe bord ca la toate Loganurile, Daciile noi, ce mi-arată când trebuie să schimb vitezele mai mare sau mai mică. Pe curbe se simte destul de balenă, e destul de mare, cam cât o dobiță mică. E destul de mare mașina asta. Dar, cum ziceam, are cuplu destul de bun. Vă puteți baza pe ea în anumite depășiri, să nu exagerați, bineînțeles, că până la urmă e o
Dacia nu are nici putere foarte mare, încărcată, dacă mai sunt 5, 6, 7 oameni chiar în mașină, chiar nu recomand să vă băgați prea tare pe ea. Suspensia se simte bine, chiar dacă, cum ziceam, e puțin balenuță mașina. Nu e o mașină clar sportivă, dar ca mașină de muncă ce transportă 7 oameni, cam ăsta ar fi scopul ei, sau mașină pentru familii mari, eu zic că e bună. Mai ales ca mașină de drum lung, pentru că cam ăsta e scopul ei, de-aia are și 7 locuri, de-aia are 6 viteze, de-aia este și diesel, mai ales motorul ăsta. Nu mai știu exact ce variante mai există, de-aia nu vreau să intru nici prea mult în detaliile astea, pentru că nu le cunosc atât de bine. E și un pic de prin contact al meu cu mașina asta, chiar dacă am mai condus logii în trecut, nu am toate datele necesare. Un lucru drăguț, să vedem, doar de obțin. Avem semnal pe impuls, de 3 ori dă semnal. E un lucru drăguț, e una dintre primele Daci, cum ziceam, pe care o văd cu semnal pe impuls. Și 6 trepte, asta era cel mai interesant la ea. Unghiul de bracare e destul de ok, puteți să o întoarceți din 3-4 mișcări, chiar și pe o stradă mai îngustă. Motorul, na, acum cât merg eu cu ea aici, pe drumul ăsta mic de test, e destul de zgomotos în anumite momente când e în cuplu, dar în mare parte ok. Acum ar vrea o viteză mai mică, dar am 40 pe oră și merg cu a 4, mă trepidează foarte puțin. Trece o pițică strada să nu o facem ciorbă. E destul de săltăreață. Am dat acum într-o groapă, n-a fost cea mai plăcută experiență, să zic așa. Clima. De-abia pe dreapta 3 devine mai zgomotoasă. Dar un lucru bun este că se încălzește destul de repede mașina asta, chiar dacă este atât de mare, se încălzește destul de repede, chiar dacă motorul e diesel. Ne învârtim puțin pe aici, încerc, ia să-i dau puțin. Până în 4000 de ture, cuplu foarte bun. Am și atins 90 pe oră cu viteza a treia, deci are și cuplu mașina asta. Concluzie, așa la un prin contact, mie îmi place. Să vorbim despre, nu știu, public, cum ziceam, e bună ca mașină de muncă, doar că dezavantajul e atunci când cărați 6-7 oameni, este faptul că nu mai aveți loc aproape deloc în portbagaj. Pentru că ocupă destul de mult spațiu, după cum bine ați văzut, acel third row of seats. Rândul 3 de scaune ocupă destul de mult spațiu și nu prea vă mai rămâne de bagaj. De-aia are și șinele acelea, să puneți niște transversale și o cutie de portbagaj deasupra de mașină. Cum ziceam, spațiul în spate nu e foarte mare, ați avea nevoie de un portbagaj pe mașină, dar 5 persoane și cu o tonă de bagaj în spate e foarte ok mașina asta, sau chiar mai puțin de 5 persoane. Garantez că la drum lung e o mașină foarte bună. E cam cea mai ieftină mașină pe care o puteți cumpăra cu 7 locuri. Să zic că în gama Dacia înlocuiește fostul MCV fabricat până în 2012, pentru că noul MCV are doar 5 locuri, nu are și versiune de 7. E destul de mare, e balenuță mașina, iar am luat o groapă. Se simte, na, nu se simte atât de nașpa, dar se simte că până la urmă e o Dacia și e destul de spartan. Dar cel mai mult mă bucură direcția asta. Ca, cum ziceam, mașină de familie, foarte ok. Pe distanțe lungi, consum, ia să vedem un consum mediu pe ultima 100 de kilometri, 4.8. Consum făcut în oraș. Un consum decent. Eu zic că dacă tragi de mașina asta, poți să faci un consum și de 4.3, 4.4 sau chiar mai puțin. Cam astea ar fi de spus. Nu știu, altceva nu mai am de spus despre mașina asta. Cum ziceam, nu e un full review, e și un prim contact pentru mine. Prețul undeva pe la 13-15.000 de euro, în funcție și de dotări. Modelul ăsta o să înceapă să fie, dacă n-a început deja, nu mai mi-aduc aminte, discontinuat, adică nu prea o mai puteți cumpăra. În mulți
multe țări deja nu se mai poate cumpăra, nu știu de ce, pentru că mie mi se pare un model ok, e bună și ca preț și ca funcționalitate, pentru că asta contează cel mai mult la o Dacia, funcționalitatea. Luxul nu prea e un lucru care să o catalogheze, pentru că nu e deloc luxoasă, e o mașină care își face treaba, e o mașină ce e axată pe a transporta 7 oameni în principal, asta e cel mai important la ea. Nu e axată pe lux, confortul e decent, nici aici nu se bate cu cine știe ce branduri. Adică mașina asta oricum va fi mai slabă decât un C4 Picasso, de exemplu, sau un Renault. Dar își face treaba foarte bine și la prețul ăsta nu știu ce altceva puteți cumpăra. La mâna întâi sigur nu aveți ce altceva cumpăra. La mâna a doua nu știu exact în ce zonă de bani se învârte, cred că pe la 7-8 mii de euro în secunda asta. Depinde și de ani, depinde de dotări. Dar părerea mea e că e o mașină ok și chiar dacă nu s-a vândut, nu prea e vândut, adică nu le vedeți atât de des pe stradă. Pentru că, sincer să fiu, se canibalizează foarte mult cu Dockerul. Dockerul fiind tot o mașină foarte bună, cu portbagaj la fel de imens, consum la fel de bun, care e mai utilă pentru cei ce o folosesc ca mașină de muncă, doar că nu are 7 locuri. Ăsta e cel mai mare avantaj al Logi-ului, faptul că are 7 locuri și că e foarte spațioasă, e imensă la interior. Adică dacă vrei o mașină mare de toată ziua, nu pot decât să o recomand. Cam asta ar fi de spus despre Logi, Dacia Logi. Mi-a făcut o plăcere, sincer să fiu, să o conduc. E o mașină corectă, fiabilă și până la urmă e o Dacia. Dacă nu-ți place Dacia, să dai unsubscribe, da? Mie îmi place Dacia. Am Dacia, Dacia o să-mi cumpăr și nu pot decât să o laud. Pentru că ce orice dezavantaje vedeți voi, eu o să subliniez mereu prețul și fiabilitatea. Adică nu știu câte Dacia stau în service-uri și câte BMW-uri și alte mașini stau în service-uri, dar deja devin răutăcios față de alte branduri și o dăm în alte discuții și o dăm în hate. Cam asta ar fi de spus. Eu sunt Ștefan, sper că v-a plăcut review-ul ăsta și până data viitoare nu uitați să dați un like, un share și neapărat un subscribe. Pa!